Pe data de 25 octombrie, autoritățile călărășene au organizat un ceremonial militar și religios pentru a marca Ziua Armatei Române. Evenimentul dedicat memoriei ostașilor căzuți la datorie în cel de-al doilea război mondial a avut loc la Monumentul Eroilor Călărășeni din intersecția străzilor Sloboziei cu Bulevardul Republicii. Manifestările s-au încheiat cu depunerea de coroane de flori la Monumentul Eroilor. Ziua Armatei a fost instituită prin decretul numărul 381 din data de 1 octombrie 1959. Evenimentul a fost organizat cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară în vederea prevenirii infectării și transmiterii virusului SARS-CoV-2. Onorabilă asistență, bine ați venit la ceremonialul organizat cu prilejul Ingineriei Armatei României. Gardă vă aliniați! Gardă drept! Moment simbolic în istoria României, 25 octombrie este ziua de glorie și de cinstire pentru cei care prin eroismul și jertfa lor, de-a lungul vremii, în uniforma armatei române, au pus mai presus decât propria lor viață soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a României. Armata este sprijinul cel dintâi și cel din urmă al unui neam, ne spunea Simion Mehedinți. Iată-ne deci sărbătorind ziua eliberării ultimei palme de pământ românesc de sub ocupația străină, când în urmă cu 77 de ani ostașii români au eliberat orașele Carei și Satu Mare. Astfel erau înlăturate consecințele odiosului dictat de la Viena, prin care partea de nord-vest a Ardealului fusese smulsă din trupul țării. Aproximativ 58.000 de ostași români morți, răniți sau dispăruți au plătit atunci tributul de sânge al eliberării teritoriului românesc. Datorăm profund respect soldatului român din toate timpurile. Soldat care a luptat și luptă cu toată ființa și puterea sa din patriotism și sentimentul datoriei. Marile sacrificii ale acestora au rămas de multe ori anonime, pentru că numele lor, mai ales în acea perioadă, s-au pierdut, ca și sângele, în pământul sfânt al țării. Datorie și sacrificiu. Iată cuvintele care definesc armata acestei țări. Ziua armatei este cel mai potrivit moment pentru a ne exprima prețuirea față de toți cei care servesc patria sub culorile drapelului național, precum și recunoștința față de veteranii de război și militarii în rezervă și retragere. Este și o zi în care trebuie să ne înclinăm frunțile cu respect în memoria tuturor eroilor care au apărat interesele naționale cu prețul propriilor vieți. Niciodată, probabil, vreo instituție a statului român nu va ajunge la nivelul de recunoștință pe care românii îl au față de armată. Cu ocazia zilei Armatei Române, le mulțumesc tuturor acelora care pun pe primul loc iubirea de țară și binele comun, chiar dacă în plan personal trebuie să facă sacrificii. Militarii români sunt astăzi exemplul suprem al spiritului de sacrificiu și al iubirii de țară și de neam, iar pentru acest lucru le datorăm respect și adâncă prețuire. La mulți ani, Armatei Române! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odihnă de Doamne, sufletelor fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire.